V-am vorbit de curând despre o premieră în apicultură. Este vorba despre o instalație care poate împiedica apariția depopulărilor masive provocate de parazitul Varroa. Dragilor, instalația este pe punctul de a fi omologată, așadar cercetătorii de la Institutul Apicol ne-au chemat ca să vedem cum funcționează aceasta în timp real. Așadar, mergem în stupină! După ani de experimente în laboratoarele Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură București, cercetătorii de aici au înaintat spre omologare instalația cu ajutorul căreia puteți aplica tratament puietului căpăcit. Dr. inginer Adrian Siceanu a transferat cercetările din laborator într-o demonstrație practică în stup. Și acum vom face o demonstrație a modului de lucru cu instalația pentru aplicarea tratamentelor cu produsul Formacet. Formacet este un produs testat de noi, bazat pe acid formic, acid acetic, extracte de plante și excipienți. De la bun început vreau să menționez faptul că acidul formic este un produs care se găsește în natură, este un produs care se găsește, o substanță care se găsește în veninul furnicilor, în unele plante, ca de exemplu urzici, fiind arma de apărare naturală, atât în regnul animal, cât și în regnul vegetal. Este un produs care nu este poluant, este un produs admis pentru tratamentul varozei în apicultura ecologică, la fel și acidul acetic și extractele de plante. Vom face o demonstrație cu instalația. Această instalație este una din variantele, cea mai simplă variantă pe care am realizat-o. Ea este formată dintr-un vas, rezervor pentru Formacet, un cilindru care preia prin rotire produsul din vasul de tratament și îl depune pe acest cilindru absorbant, de unde este aplicat pe suprafețele fagurilor, iar această perie asigură o foarte bună întindere a produsului pe suprafața tratată. La începutul operațiunii se rotește, practic, cilindrul, se observă, deja a preluat produsul de tratament de pe cilindrul imersat în produsul de tratament și în acest stadiu se poate deja începe efectuarea tratamentului pentru a avea de la început. O să facem o demonstrație și cu tratamentul aplicat prin pensulare pentru a avea de la bun început o bună aplicare a produsului. Pentru primul fagure punem și pe această perie produs de tratament, astfel încât când vom trage cu fagurele, în același timp, pe de o parte, se preia pe suprafața fagurelui substanța de tratament, respectiv formacetul, după care trece imediat peste perie, ușor presat, astfel încât să se asigure o foarte bună depunere și presare și penetrare a produsului de tratament prin căpăcele. După tratament, pentru că produsul este repelent și pentru a nu avea niciun fel de risc în ceea ce privește aplicarea unui astfel de tratament, introducem fagurii tratați pentru 10 minute, circa 10 minute, într-o cutie de transport bine ventilată. În acest interval de timp, practic, excedentul de produs de tratament de pe suprafața fagurilor se evaporă și practic putem să introducem în stup fără niciun risc. Este în timpul acesta de 10 minute, mutăm aparatul, instalația la un alt stup, facem aceeași operațiune, practic nu avem timp morți, lucrăm în conveier, după circa 10 minute, când avem o pauză, reintroducem fagurii în familia respectivă. Ce
Cel mai bine această operațiune se face primăvara, cât mai devreme, când există puțin puiet căpăcit în stup și nu a început creșterea de puiet de trântori, familiile atunci sunt mai puțin populate, mai slabe și deci intervenția noastră se poate face mult mai rapid. Pe măsură ce crește, se dezvoltă familia și crește suprafața de puiet, cum s-a întâmplat în această situație, vom avea de efectuat tratamentele pe o suprafață mai mare. Deci este bine să facem acest tratament înainte de începerea creșterii de puiet de trântori și când în familia de albine există o cantitate mică de puiet căpăcit, cu ocazia unei lucrări, nu special intervenție pentru aceasta, cu ocazia unei lucrări în stup, ca de exemplu reducerea sau lărgirea cuibului. Aici avem numai puiet larvar, foarte tânăr. Aici avem foarte mult puiet căpăcit. Trebuie reținut faptul că întotdeauna când există puiet căpăcit în familia de albine, și asta înseamnă în condițiile din România, începând cam din ianuarie, spre sfârșitul ianuarie și până în septembrie-octombrie, 50-90% din paraziții varoa se află sub căpăcele, în interiorul puietului căpăcit. Pe albine se află doar o mică parte, circa 30%. Paraziții care se află în așa zisă fază foretică. Aceste femele sunt de fapt femele fondatoare, care atunci când sunt deja și maturizate sexual, pătrund în celule, pătrund cam în, o să vedem pe margine, aproape de stadiul acesta, deci cu puțin timp înainte de căpăcire, femela pătrunde în celula cu puiet, unde își desfășoară ciclul reproductiv. Practic, femela, odată intrată în celulă, își depune ouăle, primul ou se va dezvolta un mascul, după care din următoarele ouă vor rezulta femele. În acest interval de 9-12 zile, de la 9 la 21 de zile, deci 12 zile cât durează stadiul de puiet căpăcit, femela își face ciclul complet. Practic, produșii respectivi cresc, se maturizează, se împerechează și eclozionează odată cu albina. În ciclul de dezvoltare al parazitului, ritmul de dezvoltare în puietul de trântori este cam 1,52, atâta rezultă de la o femelă împerecheată. Plus, femela fondatoare își reia ciclul și poate să mai facă vreo 3-4 cicluri, deci trece din nou pe albină, unde stă în faza aceasta foretică până la 14 zile, 5-14 zile și își reia ciclul. Practic, ritmul de înmulțire este de dublarea populației de paraziți la circa 3 săptămâni, în perioada cât este puiet de trântor, și o să explic de ce, și cam la 4 săptămâni, în perioada cât există doar puiet de albine lucrătoare. Aceasta pentru că în puietul de trântor, la care ciclul reproductiv este mai lung, avem aici puiet de trântor. Deci ciclul reproductiv fiind mai lung, au timp mai multe femele fiice să se maturizeze și să se împerecheze, ceea ce înseamnă un ritm de dezvoltare mult mai rapid. Astfel, ritmul de dezvoltare într-o familie de albine în celulele de trântori este cam de 2,53 indivizi per femelă fondatoare intrată pentru reproducție.